Bună seara, stimați telespectatori! În după amiaza aceasta avem un invitat tocmai din vestul Văi-Jiului. Este vorba de primarul municipiului Lupeni, domnul Lucian Răzmerite. Bine ați venit în studiourile Capital TV. Bună seara, vă salut și pe dumneavoastră și pe toți telespectatorii pe care îi avem în acest moment și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Da, așa cum am promis săptămâna trecută și cum am și discutat cu domnul primar, iată-l în studioul Capital TV pentru o emisiune electorală în care vom discuta despre alegerile din 27 septembrie, despre campania pe care PSD Lupeni, organizația Partidului Social Democrat Lupeni, o face în Lupeni, despre șansele domnului primar actual de a fi și viitor primar, asta în funcție și de ce veți dori dumneavoastră să votați pe data de 27. Bun, haideți să nu mai facem intro-uri, că cred că lumea vă cunoaște și nu e ca la alți candidați când ne apucăm să povestim jumate de emisiune, CV-ul sau știu să-l cunoască lumea, pentru asta lumea vă știe. Și aș intra direct în întrebări, dacă vă mai aduceți aminte prima conferință de presă de după alegerile locale de acum 3 ani. De după de alegeri, Lupeni. După ce s-au încheiat alegerile? După ce s-au încheiat, dacă vă aduceți aminte de prima conferință de presă. V-aș ruga pe dumneavoastră să mă ajutați un pic aici. Păi, de ce v-am întrebat asta? Atunci, în cadrul conferinței, dar chiar și după ce s-a încheiat filmarea și tot, eu v-am pus atunci câteva întrebări legate de Lupeni. A, mi-aduc aminte, referitoare la cinematograf, referitoare la încă niște proiecte pe care dumneavoastră le aveați așa de suflet și vi le-ați care, dorit să încercați să le reau un aer în Lupeni. Care să reau un aer, da. Și în această perioadă de timp de cinematograf mi-aduc aminte că mi-ați mai spus de niște drumuri, cartierul parcă Ștefan, de nu știu de pe unde, de cartierul Ștefan și parcă ați mai avut blocul 3 Fantomă, și de blocul Fantomă, da, și da. Stadionul Preparator. Și stadionul, da, deci erau 4 practic până la urmă. Și uitați-vă că am reușit toate aceste obiective să le facem într-o proporție destul de mare. 3 ani de zile. Și să știți că eu la cartierul... Cinematograful nu e gata, e drept. Cinematograful nu este într-adevăr gata, dar un obiectiv atât de mare ca și cinematograful nu se poate realiza într-o perioadă scurtă de timp. Primul proiect la care eu am depus eforturi deosebite pentru a încerca să facem în așa fel încât să obținem niște finanțări de la guvern sau de la fonduri europene a fost cinematograful. În momentul în care am ajuns, m-am interesat exact ceea ce trebuie să facem, m-am dus la CNI de câteva ore, am discutat cu un domn director care este un domn foarte bine pregătit și care este de mulți ani acolo și un om care a știut să ne și învețe, a știut să ne și îndrume, a știut să ne și arate ceea ce este de făcut astfel încât noi să reușim să ne facem tot ceea ce a însemnat în prima fază DALI-ul. După ce am făcut DALI-ul, l-am predat celor de la CNI, după ce l-am predat, am intrat în niște comisii destul de mari și de stufoase și destul de puternice din partea lor, după care am fost acceptați acolo după vreo 7-8 comisii, tot noi ne-am făcut și PT-ul, adică ceea ce înseamnă următorul pas, am pus bani pentru el, am reușit să-l facem într-un timp, zicem noi, destul de scurt, după care au urmat alte comisii ministeriale, unde am fost împreună cu secretar de stat, cu subsecretar de stat, împreună cu o echipă formată din 12 reprezentanți a celor de la Ministerul Dezvoltării, am avut și reprezentanții celor de la CNI care ne-au susținut împreună pentru acest proiect frumos și uitați-vă că am reușit anul trecut să semnăm un proiect de finanțare de 7 milioane de lei, ceea ce înseamnă reabilitarea totală a cinematografului din municipiul Lupeni. Se lucrează foarte intens, deja suntem mult în fața graficului pe care noi l-am început împreună cu constructorul și împreună cu cei de la CNI la momentul respectiv. Deja suntem înaintați undeva la o lună jumătate, poate chiar mai bine față de programul pe care noi l-am stabilit foarte bine. La anul pe vremea asta ar trebui să fie gata. La anul pe vremea aceasta cu siguranță o să fie gata, nu se pune problema, constructorul vrea și mai repede să reușească să-i dea drumul, fiindcă sunt costuri care sunt suplimentare în această perioadă de timp, dar am găsit și niște probleme din punct de vedere structural, a ceea ce înseamnă fundația, ceea ce înseamnă cămășuirea pereților, se lucrează și la ele, am reușit împreună cu proiectantul și împreună cu structuristul să schimbăm toate aceste lucruri de detaliu care au existat, avem acum ok-uri a ceea ce înseamnă pereți, încep pereții deja au și fost
fost, doi dintre ei au fost încuiți, au fost pus polistiren, au fost aranjate din aceste sensuri și urmează acum să trecem la următoarele etape și sunt sigur că până în iarnă va fi închisă toată această clădire din punct de vedere al exteriorului. Acesta este scopul nostru principal, să facem scările de ieșire în stânga și în dreapta, să încercăm în față să facem acolo treabă bună. Acoperișul este 100% reabilitat, nu mai plouă, nu mai sunt probleme din acest punct de vedere și în momentul în care vom reuși să închidem ceea ce înseamnă exteriorul, atunci deja constructorul și-a pregătit niște tunuri de căldură mai mare, le are în interior, schela este pusă în tot ceea ce înseamnă interior și vor începe cu siguranță să-i dea bătaie cât mai tare să lucreze acolo ca să facem în așa fel încât lucrarea să meargă deci înainte. Se va lucra și pe timp de iarnă. Se va lucra non-stop pentru a putea să dăm drumul la filme și sunt convins că mai repede decât anul trecut pe vremea aceasta o să reușim să inaugurăm acest telespectatorilor obiectiv. Că e un cinematograf de suflet pentru dumneavoastră. Într-adevăr, mama mea a lucrat acolo. Sigur. Mama mea a lucrat acolo o perioadă de 13-14 ani de zile. Mi-am petrecut o bună parte din copilărie în acel cinematograf. Au trecut poate într-o singură zi, poate treceau mii de oameni, deoarece în sală intrau undeva la 400 și ceva și erau cel puțin 3-4 filme care se țineau într-o singură zi și toată sala era plină din toate punctele de vedere. A spus foarte bine aici de cartierul Ștefan, într-adevăr este un cartier și acesta este cu siguranță cartierul unde am petrecut o bună parte din copilărie, bunica mea a stat acolo, mama mea a stat acolo o perioadă de timp de 4-5 anișor când era micuț, avea acolo și o casă până cu bunicii, cu frații, cum erau acolo la vremea respectivă. Am făcut în așa fel încât în 2016 împreună cu Cristian Rezmiță, care era primar la vremea respectivă, am extins ceea ce înseamnă urcarea în cartierul Ștefan. Știți foarte bine că se putea urca doar pe o parte. Am reușit să extindem, să se urce pe amândouă părți, avem și un sens și într-o parte și în cealaltă, ceea ce nu a existat până în 2016. Am făcut un zid de sprijin frumos acolo. Care repară scările, parcă. Da, acum... Celebrele acum scări de la mina. Discutam, da, din ceea ce înseamnă cei 3-4 ani de zile în care am avut de mandat, după care, bineînțeles, vom ajunge la ceea ce înseamnă prezent. După care vom explica ceea ce înseamnă viitor. Deci mie îmi place să povestesc în viața de zi cu zi despre ceea ce am reușit să fac în această perioadă de timp de 3 ani de zile, între ceea ce facem astăzi și ceea ce vom face pe viitor. Deci în momentul în care Cristi, zicem, a preluat primăria 2016, erau, dacă nici drumul principal nu era ok, vă dați seama că erau niște probleme foarte grave acolo. Eu când am ajuns la primărie, am făcut în așa fel încât am reușit să asfaltăm tot drumul principal dintr-o parte în cealaltă până la acel sens de giratorul de sus de acolo, că se și spunea că municipiul Lupen are sens giratoriu în cartierul Ștefan. Am reușit să facem două rigole laterale care sunt foarte importante pentru acel cartier, fiindcă toată apa ajungea în drum și erau niște situații foarte, foarte ciudate din punct de vedere a ceea ce înseamnă apă, canalizare și lucrurile de genul acesta. Nu ne-am oprit doar la a asfalta drumul principal și am făcut în așa fel încât am reușit împreună cu cei de la APA Serv să introducem acest cartier frumos în modernizarea și în extinderea canalizării și se lucrează chiar și astăzi foarte bine la ambele aceste două chestiuni pe care v-am spus, atât la canalizare cât și la apă, fiindcă lucrurile trebuie să intre într-un normal și sunt convins că într-o perioadă relativ scurtă de timp tot cartierul acesta va avea toate aceste utilități despre care v-am zis. Eu, pe de altă parte, am făcut în așa fel încât am reușit ca și pe acest cartier mare și frumos să-l introducem în ceea ce înseamnă finanțare, fonduri europene pentru introducerea gazului metan. Deci lucrăm în acest moment, sperăm că în maxim 2 săptămâni de zile, poate 3 să zicem așa, cu exigență, vom scoate la licitație nu numai introducerea gazului metan în cartierul Ștefan, ci vom reuși să facem acest lucru pentru o paletă mult mai largă în ceea ce înseamnă casele din municipiul Lupeni, adică vreau să vă spun undeva la 1900 de case. Vom încerca și cu timpul vom și reuși lucrul acesta. Acum este un proiect. Și legea de partea noastră. Nu este vorba aici de lege, nu, legea este cea care nu, să zicem, mai schimbat. Da, dar nu ea, sunt banii care de fonduri europene și ceea ce înseamnă atrageri de fonduri europene, fiindcă ele ne interesează și dacă legea s-ar fi schimbat, suma este undeva de aproximativ 5 milioane de euro și dacă ar trebui ca primăria să pună acești bani, ar fi fost imposibil ca noi să reușim în 10 ani de zile. În sensul că se pot atrage și pentru satele aparținătoare. Nu, asta este o altă chestiune. Satele intră într-o altă categorie de extindere de rețea, este o altă chestiune în care se dorește introducerea gazului metan pe niște axe care nu au avut niciodată, este o altă temă. Aici discutăm despre o extindere din ceea ce înseamnă suprafețele pe care le avem noi în municipiul Lupeni și ceea ce înseamnă SRM-ul și ceea ce înseamnă puterea, debitul pe care noi o avem. Deci vom încerca să facem în așa fel încât în această perioadă de timp care va urma de 4 ani de zile, că am discutat despre trecut, am discutat despre prezent și
despre viitor, să introducem gazul metan în 1900 de apartamente, adică o să vă zic acum o suprafață de care o să vă speriați cu siguranță, pe aproximativ 40 de kilometri de drum vom încerca să extindem această rețea și o să vedeți că o să și reușim să facem aceste lucruri, fiindcă deja suntem avansați în ceea ce înseamnă cerere de finanțare pentru fondurile europene în acest domeniu și o să facem în așa fel și o să depunem toate eforturile și toți proiectanții pe care noi avem și care lucrăm, facem eforturi deosebite pentru a putea să gestionăm și a putea ca să dăm această utilitate care este necesară în municipiul Lupeni. M-ați întrebat despre cartierul Ștefan și vreau să vă spun că nu am discutat nimic despre prezent. În prezent facem în așa fel încât avem niște scări care, bine a spus dumneavoastră, duc de la mine și duc în cartierul Ștefan, niște scări foarte vechi care nu au mai fost reabilitate de aproximativ 16 ani de zile și atunci am găsit eforturi necesare pentru a face în așa fel încât să iluminăm acele scări, să fie frumos iluminate, să le aranjăm, să le betonăm, să punem fier, să le îndreptăm, să avem tot ceea ce înseamnă. Sunt o linie de legătură între cartier și oraș. Nu, cu siguranță sunt în legătură, fiindcă deci, oamenii care nu au drum, mașini, lumea trebuie să știe că se poate urca și coboră pe acele scări. Oamenii care stau acolo știu cu siguranță lucrul acesta și este bine că am reușit să le modernizăm, fiindcă erau într-o stare jalnică. Când am trecut pe ele, am zis că trebuie să găsim resurse pentru a face ceva. Acum tot în licitație avem și deja s-a și încredințat și se va lucra cât de curând la ceea ce înseamnă, să zicem, aleile care fac legătura între cartier în partea de sus și în partea de jos. Vom lucra aici, nu mai vom pietrui și vom aranja cu rigole, dar este un pas și este bine că putem să facem lucrurile acestea, fiindcă se mai introduce capa canalul și se va distruge în această perioadă de timp. Am ținut foarte mult să încercăm să asfaltăm aceste străduțe mici pe care le avem, dar momentan nu a fost etapa noastră, fiindcă ele ar fi fost stricate de la introducerea apei și a canalului, dar cu siguranță în perioada de timp care va urma vom găsi resursele necesare, așa cum am găsit pentru scări și așa cum am găsit pentru o chestiune la care oamenii de acolo au ținut foarte mult, să facem un teren de fotbal, să facem un parc și să facem niște alei în zona respectivă. Se lucrează în acest moment la această lucrare la care constructorul merge foarte bine. Deja terenul este terasat, este aranjat, este pregătit. Vom avea o rupere de pantă acolo destul de mare, chiar două ruperi de pantă. Vom avea un teren pus într-o parte de jos și un parc care va fi făcut undeva într-o parte mai înaltă, undeva la un metru jumătate va fi diferența de nivel. Domnule primar, să schimbăm un pic registru și vom reveni la proiecte și la realizări și la proiectele de viitor pe care vreți să le implementați după septembrie 2020. Și v-aș întreba pe linie politică, cum decurge campania la Lupeni? Suntem, iată, în a treia săptămână de campanie, imediat se termină și asta. Cum vedeți oamenii și de ce PSD Lupeni? Să voteze lumea, echipa PSD. Din punct de vedere politic, sunt sigur că cetățenii municipiului Lupeni cunosc, să spunem așa, ceea ce s-a întâmplat în acești 4 ani de zi din punct de vedere al PSD-ului și cunosc ceea ce s-a întâmplat în ultimul an, în ceea ce a însemnat PNL-ul, referitor la nerealizările pe care, din păcate, le are acest guvern și nerealizările pe care le are PNL-ul și din punct de vedere local. Adică în ceea ce a însemnat această partidă, din punctul meu de vedere și din punct de vedere al faptului că am transmis tot timpul lucrurile acestea către mass media și către cetățeni, este faptul că ei, în afară de a se opune la niște proiecte majore în ceea ce a însemnat dezvoltarea municipiului Lupeni, nu am văzut niciodată să existe o chestiune prin care să vină într-un plus în ceea ce înseamnă Consiliul Local sau să vină într-o chestiune prin care să arate că își doresc să facă bine comunității. Din păcate, PNL Lupeni nu a făcut altceva în acești 3 ani de zile și cu jumătate de an al lui Cristi, în acești 4 ani de zile, decât să se opună atunci când cetățenii aveau mare nevoie de anumite proiecte pe care noi le-am implementat. Mi-a spus de cinematograf, vreau să scot în evidență faptul că cei de la PNL au votat împotriva cinematografului din municipiul Lupeni. Adică în momentul în care am dorit să se aloce o sumă de bani pentru a face proiectul tehnic, ei au refuzat lucrul acesta pe diferite motive pe care ei nu le știu nici în acest moment și care cu siguranță nu pot fi argumentate, fiindcă nu există grad de comparație și nu poți să ai astfel de idei, astfel încât tu să nu susții și tu să nu fii alături de primar care vine cu niște proiecte foarte bune în sensul acesta. Cei de la PNL Lupeni au votat de nenumărate ori împotriva bugetului local, adică împotriva a ceea ce a însemnat dezvoltarea municipiului Lupeni.
au votat împotriva acelor beculețe de iarnă festive pe care noi le-am avut în fiecare iarnă și anul trecut cred că am avut poate cele mai frumoase, cel mai frumos iluminat festiv din întreaga Varajiului și nu numai. Și din nou acești consilieri s-au gândit că nu este bine ca cetățenii să se bucure de aceste frumusețe ale iernii pe care pot să ni le ofere și au votat contra acestor proiecte. Dacă mă gândesc că din această cauză dumneavoastră a solicitat, am văzut și la conferințe de presă și la televizor, când ați mai apărut, pe unde ați mai fost, la emisiuni, cereați lupenenilor să voteze sau ca să aveți echipă, să nu mai aveți emoții, adică să aveți majoritate în Consiliu sau... Nu pot să zic că am avut vreodată emoții. În sensul de emoții că anumite proiecte nu se vor putea implementa. Cu siguranță eu știu, sunt primar și știu să, fac în așa fel încât să gestionez bine, fiindcă ei nu au reprezentat 5% astfel încât să nu potă să negociezi, să nu pot să discut cu ceilalți oameni din celelalte partide care au vrut binele comunității. Dintre toate aceste partide care au fost în Consiliul Local și nu în număr mic, au fost în număr de 6, pot să vă spun că cu o bună parte dintre ceilalți consilieri de la alte partide, în afară de PNL Lupeni, am avut o relație, zicem noi, normală și o relație în care s-a înțeles și oamenii au înțeles că eu nu vreau să fac altceva decât să dezvolt municipiul Lupeni și nu vreau să fac altceva decât să vin în sprijinul cetățenilor cu proiecte foarte, foarte bune. Deci lupta care a fost dusă, să spunem așa, nu a fost între întregul Consiliul Local, fiindcă noi am avut reprezentanța ai PRM-ului, ai celor de la ALDE, ai celor de la UDMR, am avut independenți care au înțeles. Au la dumneavoastră. Nu au trecut într-un mod în care, să zicem, și-a dorit cineva sau într-un mod în care au fost, nu știu, obligați sau care au fost o chestiune de genul acesta. A fost o chestiune foarte simplă prin faptul în care au trecut că am văzut că ei și-au dorit să facă bine comunității. În momentul în care ai oameni care se implică în ceea ce înseamnă sport, ai oameni în care se implică în ceea ce înseamnă activități, în care ai oameni care se implică în viața culturală, păi nu este bine să îi avem într-o echipă, nu este bine să facem în așa fel încât atunci lucrurile când funcționează într-un ritm în care se vede o creștere din punct de vedere cultural, discutam anterior cu dumneavoastră. Păi în municipiul Lupeni cred că avem cele mai multe spectacole și cele mai multe evenimente culturale care au existat. Ați avut și un proiect, deci... Am avut un proiect într-adevăr și el funcționează foarte bine și să știți că feedback-ul este unul pozitiv în toate aceste sensuri și vreau să vă spun de exemplu că cei de la PNL din nou zic de ei, dar PNL Lupeni a votat împotriva 37 de spectacole în ceea ce înseamnă ultimii 2 ani de zile referitor la evenimentele pe care ni le-am dorit să le avem în Palatul Municipal din Lupeni și nu numai în Palatul Municipal din Lupeni. Mi-aduc aminte că acum 4 ani de zile au votat un proiect în care au fost doar un singur punct și anume să ținem să se organizeze zilele municipiului Lupeni. Au votat contra acestui proiect și după ce au ieșit pe stradă a doua, a treia zi și au primit atâtea vorbe, să zicem, cu ghilimele de rigoare mai urâte din partea cetățenilor încât au venit să ni se plângă că știți că eu nu mi-am dat seama ce fac, că eu nu mi-am dat seama. Nu s-au gândit și nu se gândesc deloc la faptul că noi aveam nevoie de un cinematograf, că au votat contra lui. Nu s-au gândit la faptul că avem nevoie de 37 spectacole într-un an care să fie organizate de către primărie cu susținerea și oamenilor de afaceri și cu susținerea altor instituții care au venit înspre noi. Au votat, de exemplu, împotriva, nu știu, lui Cătălin Stepa, să vă zic, care a organizat și l-aveam pe listă cu un eveniment pe care îl face în fiecare an referitor la mama lui, la Tatiana Stepa. Are un spectacol foarte frumos în acest sens. L-avem pe Florin Camen, tot un lupenean care a votat contra proiectului lui. Și aici a fost și o chestiune foarte interesantă referitoare la aceste spectacole și evenimente care au fost puse de mine într-un singur proiect, într-adevăr. Dar ca să vedeți o chestiune și de o corectitudine din partea lor și o minciună din partea celor de la PNL, fiindcă eu în momentul în care am adus această listă cu cele 37 de spectacole, să știți că PNL-ul mi le-a solicitat. Adică ei ne-au îndrumat să nu mai avem să avem un proiect și un obiectiv, un proiect și un obiectiv. Să avem un singur proiect cu cu toate obiectivele din anul respectiv. Deci ei mi-au solicitat să fac așa și am zis, domnule, dacă credeți că este mai bine, nu e nicio problemă, că orică avem, facem odată un consiliu sau orică facem de mai multe ori, punem totul pe un tabel și facem așa. Și după ce mi-au solicitat, au votat contra lui. Adică este o chestiune prin care la moment respectiv mi-au și solicitat să punem nu știu ce zile care ei considerau că trebuie să le organizăm și care nu erau omise, să zicem, nu au fost trecute pe lista respectivă. Am fost de acord și cu amendamentul acela, adică le-am trecut în proiectul respectiv de cultură și de spectacole tot ceea ce au vrut toți consilierii în plus față de ceea ce am crezut noi ca și primărie și ca și Partidul Social Democrat să avem. Și vă dați seama că ei au votat și împotriva ceea ce ei au propus, adică este o chestiune totală de neprofesionalism, din păcate. Din păcate, Lupeniu nu mai are nevoie
nevoie de oameni ca și cei care au fost din partea PNL-ului în această perioadă de timp. Nu mai au nevoie, fiindcă vă spun, în afară de faptul că după fiecare ședință de consiliu făceau o poză undeva pe lângă primărie sau nu știu, cu o foaie în mână și scriau că am votat, dar contribuția dumneavoastră a fost zero. O părere de dumneavoastră, acum oamenii poate au și... Păi nu, eu tocmai din cauza aceasta sunt aici ca să transmit lucrurile acestea. Nu este o părere de-a mea, este o realitate. Realitatea este faptul foarte simplu că ei nu au contribuit cu absolut nimic la proiectele pe care eu le-am adus în Consiliul Local și nu au făcut niciunele noi. Au făcut două proiecte care nu au trecut nici de prefectură și au rămas de râsul lumii, fiindcă au avut niște chestiuni și nu erau posibile, eu explicându-le faptul acela că nu este posibil din punct de vedere legal, dar juristul din persoana care și candidează astăzi atât a putut din punct de vedere a ceea ce înseamnă, să zicem, cunoștințe juridice, încât nu a fost în stare nici două proiecte pe care, să zicem, și le-ar dorit, nu a fost în stare să le treacă de prefectură, adică să treacă de legalitate, adică nici modul de legalitate nu poate să fie, să zicem, luat în considerare de către ei, fiindcă nu au demonstrat lucrurile acestea. Și este, să știți, este așa o chestiune de durerea, nu neapărat a mea, a cetățenilor, când tu votezi contra zilor orașului sau votezi contra spectacolul și a evenimentelor care au fost bune și care au fost apreciate de către oamenii care au fost în Lupeni. Cum simțiți echipa? Care echipa? Echipa care o aveți, PSD-ul, păi echipa cum dumneavoastră. Cum pot să o simt? Decât o simțiți? Adică altfel nu aveam alături dacă activă, nu o simțeam. Dornică. Păi normal că este o echipă activă, este o echipă dornică, este o echipă în care am mare bază, o echipă care în primul rând se gândește la cetățenii din Lupeni, o echipă care nu a lipsit la ședințele de îndată pe care le-am făcut, nu a venit, nu știu, numai cu povești, s-au implicat tot timpul în viața de zi cu zi. Echipa mea este formată dintr-o paletă largă de oameni care de-a lungul timpului au făcut, de exemplu, o chestiune foarte simplu. Doamna Rodica Câmpianu, care este președinta Comisiei de Cultură, păi cred că nu a avut eveniment la care nu numai să nu participe, să nu se implice. Păi de ce niciunul de la PNL, de exemplu, nu s-a implicat în niciuna și vin, făceau trei poze pe acolo prin spate și fugeau oamenii că nu vreau să facă poze cu ei, să le pună pe internet și pe aia îi certau că nu mă pune pe mine în poza aia, că nu vreau să apar acolo în poza respectivă. Adică echipa pe care o am este o echipă care a construit ceva, este o echipă care, de exemplu, zilele municipiului Lupeni le organizăm împreună cu acești consilieri care își doresc să se implice în ceea ce înseamnă biciclete, echipe de fotbal, în ceea ce înseamnă activitățile sportive, împreună cu consilierii le fac. Nu avem alți oameni, nu știu de unde veniți, din altă zonă a fotbalului. Ei, cei de la PNL, niciodată nu au contribuit și n-au venit niciodată să pună mâna, să aibă un cronometru în mână, să vadă timpii pe care face un sportiv dintr-o parte în cealaltă. Niște oameni care eu consider că au avut un mandat dezastros și nu numai că au avut un mandat dezastros personal, unii dintre ei sunt deja la al cincelea mandat și nu au demonstrat nimic și mai aud acum discuții prin care nu știu ce promite că va face. Păi nu știu de ce nu ai avut ideile acestea în cele cinci mandate, adică cinci mandate sunt 20-25 de ani de zile în care tu ai fost acolo și în care tu numai povestești și ai trecut și la 3-4-5 partide în viața de zi cu zi fără să nu știu, să ai așa o chestiune de moralitate. A trecut... Asta este opțiunea fiecăruia și pe nu mă prea deranjează în mod deosebit lucrurile acestea. Este opțiunea fiecăruia, frustrările personale pe care le-au din punct de vedere politic, dar să nu uităm faptul că pedeliștii care au tăiat salariile și pensiile oamenilor, ei astăzi se află în PNL-ul de astăzi și acești oameni, așa cum au greșit odată în ceea ce înseamnă această administrație națională de a face niște gafe în care, uitați-vă, nu mai există PDL-ul, dar ei, din potriva, astăzi s-au aliat cu această formațiune politică PNL pentru a face nu știu ce. Și referitor la această temă, la ceea ce înseamnă echipa, cum o simtă, pe pot să vă spun că o simtă foarte puternică, o simt așa cum trebuie să fie o echipă dornică de a găsi resurse financiare, atât guvernamentale cât și europene, pentru a putea să închegăm un proiect foarte bun pentru municipiul Lupeni și din punct de vedere al Consiliului Județean, vreau să vă spun că aici echipa nu are grad de comparație cu ceea ce înseamnă echipele contracandidate pe care le are domnul președinte Laurențiu Nistor, fiindcă experiența lui și faptul că se află unul din cei 8 vicepreședinți la nivel național în ceea ce înseamnă echipa PSD, nu știu câți pot avea din toată țara poate o experiență atât de bună politică. Într-adevăr, mai apar și discuții că atunci când ești un om politic cunoscut și când ești un om politic vehement în luarea deciziilor, este normal că îți atragi și o antipatie a cuiva. Și în cauza aceea este și răutăți la momentul acesta din partea altor candidați și este foarte bine că avem, dar am mare încredere și în ceea ce înseamnă Consiliul Județean și Consiliul Local. Va fi cât e
lumea. Este bine, până deci la urmă, că este o democrație și corect. Omul are libertatea de a se exprima așa cum consideră mai bine. Corect. Și fiecare om gândește într-un fel, nu putem gândi toți la fel și astea mai, le-am mai spus și nu are rost să le mai repetăm. Lumea ar trebui să învețe exercițiul democrației după 30 de ani. Așa ar trebui și chiar am mai spus-o încă o dată, n-ar trebui să fim dușmani pentru că nu suntem la un partid sau altul sau pentru că nu gândim toți la fel. Deci fiecare, până la urmă, deci chestia cu dușmanii asta și mai vezi pe câte unul pe stradă că îl înjură pe ala, că nu știu de la ce partid, nu sunt lucruri corecte. Și nu sunt lucruri corecte, dar viața e făcută în așa fel încât patima generează astfel. Păi, da, așa se întâmplă și la fotbal. Păi, vedeți că dacă altfel, cum ai putea să iubești, nu știu, pe Steaua sau pe Dinamo sau pe Rapid, tocmai din patima aceasta, ea este făcută din corpul nostru. Trebuie să ai o limită. Trebuie să existe o limită prin care să știi să nu te apuci în jur, să nu, nu știu, în jur familiile. Poți să-l ascult pe celălalt și să ai o dezbatere de idei. Bine, acum și la fotbal, și dacă e Steaua cu Dinamo, nu se poate galeriile uita una la cealaltă să stea ca și la cinematograf. Deci există o chestiune care este firească. Dar problema e că se bat și în familie câteodată. Păi aici numai, cred că aveți mare de toate, se mai întâmplă din păcate și lucrurile acestea. Dar să știți una peste alta, eu consider că la Lupen cel puțin avem o campanie decentă și avem o campanie în care, nu știu dacă, cel puțin din partea partidului din care eu fac parte și din care și la care eu candidez pentru funcția de primar, nu am auzit vreodată să avem niște, nu știu, mustrări din partea cuiva, ca exagerat cineva. Și nici nu cred că l-ați apreciat pe respectivul, din contră. Sunt convins că l-ați trage de voi. Viața e făcută în așa fel încât să fim căliți la ceea ce înseamnă lucrurile acestea. Uh-huh. Viața politică nu este una ușoară, este o viață în care stomacul trebuie să fie foarte bine, bine pus la punct, să nu ai, nu știu, gastrită sau alte lucruri din acesta, fiindcă ele se vor aprofunda în această perioadă de timp. Să n-ai acid, nu? Da. Mai ales în 27 va fi foarte mult pentru mulți, adică doar unii câștigă, restul pierd. Așa s-a întâmplat tot timpul și așa este normal și firesc. Bun, să trecem puțin la alte proiecte. Haideți să vorbim de orașul de sus, de Straja. Din păcate, pandemia a mai oprit elanul, cum se întâmplă în toată țara, nu e doar la Lupeni, dar să ștergem cu buretele, să spunem că terminăm cu pandemia asta. Ce perspective vedeți pentru Straja? Ce proiecte aveți în următorii 4 ani? Pentru că nu am să vă mai întreb de ce s-a făcut. E clar, Straja știe toată lumea, s-au făcut multe investiții și s-au îmbinat foarte armonios proiectele administrației locale cu anumite proiecte private și a fost totul ok. În zona respectivă de care dumneavoastră m-ați întrebat, avem într-adevăr și este bine că avem un parteneriat foarte bine și foarte corect în ceea ce înseamnă administrația publică locală și investitorii care sunt în stațiune. Eu vreau să vă spun un pic și despre ceea ce s-a întâmplat, fiindcă este foarte important, fiindcă dacă nu se întâmpla ceea ce s-a întâmplat, noi astăzi nu puteam să avem ceea ce avem. Și vreau să scot în evidență faptul că, de exemplu, o chestiune care a fost pentru mine destul de deranjant, am auzit zilele acestea de la niște contracandidați pe care i-am că în stațiunea Straja primăria nu ar fi făcut nimic. Și acest lucru este un lucru care a fost, să zicem, dureros din punct de vedere al faptului că acel om mai este și în Consiliul Local, a fost și la vremea respectivă în Consiliul Local și știe de câte ori a ridicat mâna, cum îi place lui să spună, a ridicat mâna pentru proiectele din stațiune. Dacă la vremea respectivă nu reușeam să implementăm un proiect în ceea ce înseamnă, de exemplu, curentul în stațiunea Straja de a aduce 20.000 de kW, noi astăzi nu puteam să avem niciun teleschiv, fiindcă rețeaua veche care era la vremea respectivă nu putea să ducă decât 2-3 teleschiuri și nu putea să ducă ceea ce înseamnă resursele de energie pe care le consumă cabanele. Deci, în primul rând, dacă nu administrația publică locală nu reușea să aibă aceste investiții mari în ceea ce înseamnă infrastructură, stațiunea astăzi, vă spun, nu că șchiopăta, poate era mult mai rău decât a șchiopăta, fiindcă în ultimii 3-4 ani de zile zăpada nu a fost chiar una așa de generoasă cu ceea ce înseamnă marea jiului. Nu numai că le-am folosit, dacă nu aveam lacul de acumulare din stațiune de 75.000 de metri cub, la care știu că și dumneavoastră ați făcut un reportaj foarte frumos la un moment dat cu cel care se ocupa de
stațiunea Strada din cadrul primăriei municipiului Lupeni și ați aflat multe lucruri atunci care, pe care poate nu le cunoșteați până la vremea respectivă. Noi nu aveam zăpadă niciun gram, nu puteam să schiem pe niciuna din pârtile pe care noi le avem în, în stațiunea Straja. Deci trebuie să ținem cont și de aceste aspecte, fiindcă fără curent, fără lacul de acumulare și tunurile de zăpadă și toată rețeaua pe care noi o avem undeva la 150 de locuri de hidranți, nu știu în ce situație era astăzi această zonă de care noi povestim acum. Dacă noi nu reușeam, de exemplu, să ducem canalizarea, să ducem apa, să facem drumul, să facem lucrurile acestea care sunt destul de costisitoare și unde am avut un parteneriat foarte bun cu Consiliul Județean, fiindcă cu ajutorul lor am reușit să facem multe din aceste chestiuni pe care v-am explicat. Astăzi, nu știu ce să vă zic, ce puteam să zicem și ce puteau să zic alți contracandidați. Una peste alta, eu sunt foarte împlinit cu faptul că avem investitori care într-adevăr au pus suflet și avem investitori care într-adevăr și-au dorit și au venit în sprijinul administrației publice locale, că fără curent, de exemplu, puteam să punem noi, nu puteam să punem niciun alt telescaun sau altă telegondolă sau altă telecabină sau altă chestiune de genul acesta. Rămâneam la stadiul la care eram acum în anii 80 sau în anii 90, când a început acel, când a început schiul cu teleschiul care era între picioare. Astăzi nu mai le avem într-adevăr acelea, fiindcă s-a investit și din partea primăriei și din partea oamenilor de afaceri, dar s-a investit că s-a putut, fiindcă am avut rețeaua de curent, că altfel nu se putea face lucrul acesta. Și noi am gândit-o în așa fel încât să facem, să avem pentru o dezvoltare. Dar pe noi ne interesează foarte mult acest aspect prin faptul că aici au fost angajați, să știți, undeva la 450 de oameni când am avut vârful, cel mai înalt vârf, să zicem, de angajări cu carte de muncă. Și pe lângă acest lucru sunt convins că au mai fost și alții care poate nu au avut carte de muncă, dar vom face eforturi deosebite pentru a încerca pe toți să băgăm în legalitate, fiindcă acesta este scopul nostru. Pe ne mai interesat în mod deosebit clasificarea cabanelor. Noi, din punct de vedere a clasificării și din punct de vedere a ceea ce înseamnă aceste lucruri de omologare a cabanelor și a pensiunilor, stăm unde suntem pe locul 2 în județul Hunedoara. Pe primul loc este Gioagiu. Deci avem undeva la peste 2000 de locuri, 2500 care sunt omologate. Și acesta este un lucru bun și un lucru care merită să fie scos în evidență. Dar pe noi ne interesează foarte mult că reușim să lucrăm foarte mult în ceea ce înseamnă partea de jos. Aici mi-a spus dumneavoastră foarte bine la un moment dat de cinematograf. Dacă ne uităm în spatele cinematografului, să zicem așa, avem cartierul Spiru Aret, că dumneavoastră cunoașteți foarte, foarte bine municipiul Lupeni și acolo lucrăm undeva la 60-70 de parcări în ceea ce înseamnă cartierul respectiv. Chiar lângă cinematograf avem o parcare foarte mare care încă nu a fost marcată, fiindcă avem lucrările de cinematograf și este deschiderea de șantier și acolo vom avea undeva la 60 de parcări în zona respectivă. Dacă trecem, să zicem, trecem drumul, cum avem cele două treceri de pieton și trecem drumul în partea cealaltă, dăm de piață și dacă ne uităm în spate la piață, se lucrează într-un ril foarte, foarte exact pe Alea Liliacul, se lucrează foarte, foarte bine și astăzi deja am început să turnăm asfalt pe ceea ce înseamnă trotuare și începând de mâine și de poimine vom asfalta toată acea zonă care nu este una mică, este un cartier întreg aproape în zona aceea și am așteptat intervenția a ceea ce înseamnă asfalt, fiindcă am luat etapizat, ne-am gândit că cel mai bine și așa este normal să luăm etapizat, am introdus apa, am introdus canalul în zona respectivă, mai avem la canal de lucrat pe partea de mai în față, unde acolo nu intervenim din punct de vedere asfaltului, mai așteptăm un pic, este licitată și zona respectivă, dar nu putem după aceea să stricăm. Avem acel cartier care este unul foarte frumos și dacă mergem un pic într-o parte și mergem în cealaltă parte, vedem, de exemplu, că toată calea Brăii până la intersecția cu ce înseamnă școala numărul 3, am reușit să o reabilităm în momentul în care am ajuns primar. Dacă ne uităm la ce înseamnă școala gimnazială numărul 3, aici avem un proiect deja semnat cu ceea ce înseamnă ADRV de 10 milioane de lei, adică de 2,5 de 10 milioane de lei aveți noi. Și pe școala 1, aveți și liceul tehnologic. Discutăm despre această zonă. Discutăm despre această zonă. De la Straja. Este o chestiune la care ne dorim cu siguranță Straja și pentru zona de agrement de la baza Strajei. Fiecare zonă este luată în serios de către noi. Fiecare zonă contează, fiecare om care stă undeva are importanța lui și normal că aceste lucruri în timp trebuie să genereze anumite lucruri care să fie pozitive în ceea ce înseamnă administrația publică locală, în ceea ce înseamnă oamenii care își doresc să vină să aibă o chestiune de relaxare, să aibă o chestiune prin care ei să se simtă bine. Acesta a fost scopul meu și aici mi-am dorit eu foarte mult să facem în așa fel încât cetățeanul, eu, dumneavoastră sau
sau un om mai în vârstă, sau un om mai tânăr, sau un copil, sau un om care vine de la facultate, să zicem, acasă într-o perioadă de timp, mi-am dorit foarte mult să aibă ce să facă într-o săptămână. Este un lucru la care țin foarte mult și mi-am dorit, de exemplu, o zi din săptămână poate să se ducă până sus în Straja, că avem și un traseu de biciclete, avem niște chestiuni acolo interesante, avem un aer puternic, avem lucruri ce să vedem, acum putem, dacă vrem așa, să mai mergem după Afine, după anumite lucruri de genul acesta care există în zona respectivă. Apoi, la baza Strajei, v-ați gândit să facă baie, că se pregătește piscina? La Grement, aici, la Grement, acolo deja avem aprobată, licitată și încheiat contractul cu ceea ce înseamnă realizarea unui bazin de not. Avem gânduri mari pentru ceea ce înseamnă aceste două obiective. Eu vreau să discut foarte mult despre ceea ce am reușit să semnez până acum. Nu sunt genul de om care să mă apuc să vă zic niște SF-uri care nu știu. Chiar mai urma. Stai să vă explic o chestie. Nu pot să vă zic niște SF-uri, niște chestiuni care nu știu că există momentan ghid de finanțare pentru ele. În momentul în care avem o certitudine că știm că se va putea face aceste obiective prin care, uitați-vă, pe axa 3, pe axa 1, pe axa 7, pe axa 10, există posibilitatea ca să facem ceva în domeniul turism sau în domeniul de agrement sau în domeniul de asfalt sau în domeniul de drumuri sau de școală. Atunci cu siguranță vom lua în calcul foarte mult aceste lucruri. Pentru stațiunea Straja, de exemplu, avem un investitor care deja este într-o etapă foarte avansată să facă o nouă pârtie. Deci avem un nou telescan, l-a cumpărat, este o chestiune care o face privată. M-am venit foarte mult în sprijinul lui, că l-am ajutat cu avize, cu ceea ce ne-a solicitat dânsul. Nu știu dacă ajutorul a fost unul mare sau mic, dar a fost un ajutor prin care niciodată nu am pus nici măcar, nu știu, nu o piedică, o virgulă în ceea ce înseamnă, și am reușit tot timpul să avansăm ceea ce dânsul a avut acolo prin posibilitatea noastră. Pe noi ne interesează și pe mine mă interesează în mod deosebit în această campanie electorală să fac în așa fel încât să transmit cetățenilor din municipiul Lupeni ceea ce am semnat până acum, ceea ce avem certitudinea că se va întâmpla cu siguranță. Că cu apa aveți certitudinea și cu sistemul de hidranți. Da, dar lucrurile trebuie să avanseze mult mai mult. Nu vreau acum să spun o chestiune prin care nu știu cineva să creadă că zicem sau nu zicem povește. Din cauza aceea nu vreau să spun despre lucrurile decât sigure, să spun despre lucrurile care există finanțare. Dar este la baza agrementului. Este un bazin de not în care vom face un circuit și anul viitor, pe vremea aceasta, cu siguranță o să fim în el și cu siguranță în bazinul de not acela o să ne putem duce copiii, fiindcă contextul trebuie să fie unul foarte bine închegat, astfel încât să îi dăm valoare și să valorificăm cât putem noi de mult aceste lucruri. Parcarea din Straja, într-adevăr, împreună cu de la bază, împreună cu Consiliul Județean, avem un parteneriat, este scos la licitație, putem să ne și uităm să vedem pe SICAP lucrurile acestea, de 1,5 milioane de lei în ceea ce înseamnă pentru acest an, pentru acest exercițiu, și dacă lucrarea va merge destul de bine. Eu am înțeles că ați avut discuții clare cu oameni de afaceri și pentru o bază sportivă tot la agrement și pentru un complex hotelier, dacă s-ar putea cu... Suntem în discuții, dar v-am spus, eu până când nu am... Dezvoltarea zonei. Eu până în momentul în care nu am certificatul de urbanism și în momentul în care nu am dat autorizația de funcționare, eu nu pot să spun că astăzi au venit la mine 20 de oameni sau un om sau niciun om sau 100 de oameni să-mi solicite anumite lucruri pe care ei vor să le facă în zona respectivă. Dar se doresc lucrurile. Este cu siguranță o dorință mare. Dar trebuie să vedem, să fim bine organizați, să vedem modul în care putem să facem lucrul acesta din punct de vedere legal, să vedem posibilitatea investitorului, astfel încât să nu ne trezim că se fac două nivele, trei nivele și nu mai are posibilitate financiară. Trebuie să punem niște reguli, astfel încât să dăm o anumită perioadă de timp și să fie foarte, foarte serioasă, că în momentul în care nu se realizează acel obiectiv într-un an, 2-3 ani de zile, după aceea să se întâmple ceva cu zona respectivă și cu parcela pe care a concesionat-o, să spunem că aici s-au mai întâmplat de multe ori și nu o să fiu de acord niciodată cu acest lucru, să concesionăm anumite parcele, să le dăm, nu știu, unor oameni care doresc în acest moment și ei să le revândă după aceea, fiindcă noi nu facem din chestia aceasta un negoț între, nu știu, între cine și între cine, noi facem o chestiune foarte clară. Dacă un cetățean dorește să facă astfel de lucruri, astfel de lucruri care sunt benefice pentru familia lui în mod deosebit, fiindcă această afacere poate să-i aducă un bine familie, un copilului care l-are, și poate să fie o afacere de familie în primul rând, și după aceea, dacă este la un nivel mai mare, poate să fie o afacere de un alt nivel. Da. Deci aici sunt împărțite și lucrurile acestea din punct de vedere a ceea ce înseamnă dezvoltare, dacă vorbim despre, nu știu, locurile de cazare, toate că vorbim despre cabane, case, vile, fiindcă poate un domn dorește să-și facă numai o casă pentru el, pentru familia lui. Altul poate dorește să aibă, să zicem, o casă mai mare în care să aibă și 2-3 camere de închiriat. Altul poate are posibilități financiare să-și facă 10 camere, 12 camere pentru a le da toate la închiriat. Și aici trebuie să fim foarte atenți și trebuie să gestionăm foarte bine lucrurile, astfel încât nici cele două chestiuni care intervin, casă cu pensiune, să nu există este o bătaie în același loc, fiindcă unii generează puțină gălăgie, să zicem, alții vor mai multă liniște și nu trebuie să creăm niște disconfort din acest punct de vedere.
Haideți să vorbim, sunteți profesor la bază, lumea știe în Lupeni, să vorbim despre școli. Și dacă tot mi-a spus de lucruri concrete, eu știu trei concrete. Care liceul tehnologic, fostul grup industrial, școala numărul 1, școala numărul 3. De ce concrete? Într-adevăr, a spus puține din câte sunt. Care sunt acum? Avem mai multe concrete, o să discutăm și despre ele, dar vreau să vă spun în primul rând că, din punctul meu de vedere, ceea ce se întâmplă astăzi în școlile din România este total anormal. Acest guvern PNL, din păcate, gestionează sub orice critică deschiderea anului școlar, sub orice critică gestionează faptul că nu sunt capabili să ia niște decizii în ceea ce înseamnă binele copilului. Chiar ieri am fost în campanie electorală cu o echipă pe care am avut-o în zona de jos a municipiului Lupeni. M-am întâlnit cu o mamă mică care avea un copil mititel de vreo 5-6 anișori, era în grupa 0 de 6 ani și mi-a spus: domnule primar, ce facem? Și eu nu știam cu ce, ce să facem cu ce. Păi ce, cum să țină copilul meu 4 ore masca la guriță că nu mai putea să respire? Deci este o chestiune care a fost tratată total anormal. Nu poți să-ți bagi joc de o generație, să zicem, de generații care sunt astăzi în România referitor la școli. Poate această măsură ar fi fost, să zicem, nu știu, ok în cazul în care copilul era din clasa 9, poate în sus, dar nu poți să faci astfel de măsuri unor copii de grădiniță. Chiar vă spun o chestie. Am înțeles că nu e obligatoriu. Vă spun o chestiune acum, foarte interesantă. Nu, discuția asta că nu, e clasa 0, era un copil în clasa 0, am înțeles. Clasa 0, nu la 3. Vă spun o chestiune acum foarte, foarte ciudată pe care o să o auziți. Băiatul meu cel mare și cel mic merg la grădiniță și săptămâna aceasta îi stau acasă, săptămâna viitoare trebuie să meargă. Încerca fiul meu cel mare să-mi explice că el merge la școală, la grădiniță și că va avea ceva în față, că va avea un parapet în față ca să nu se răspândească, spunea, acest virus, coronavirus, zicea. Deci vedeți, este o chestiune prin care le inducem copiilor o stare care nu este normală. Noi trebuie să-i pregătim pentru ei, pentru ceea ce vor întâmpina la grădiniță, dar pregătirea aceasta intră în mintea lor și să știți că este, eu zic, total nepotrivit și din punctul meu de vedere această responsabilitate și nu știu ce se va întâmpla după această perioadă de timp în care copiii poate vor trăi anumite momente, cei micuți în mod deosebit, anumite momente foarte, foarte delicate în viața lor de zi cu zi. Cum pot eu sau cum puteți dumneavoastră să spuneți unui copil sau unui 10 copii cât are grupa în acest moment la grădiniță să nu stea toți în colțul acela, nu știu unde sunt jucăriile, sau cum să vii cu jucăriile, nu știu, dezinfectate de acasă, cu spiritul după tine. Sunt niște momente în care, nu știu, copilul, din punct de vedere educațional, sunt total nepotrivite. Eu sunt educator de meserie, profesor și știu ce se poate întâmpla în timp cu aceste chestiuni, cu aceste limite pe care le pui copiilor mici. Nu este permis să pui copiilor mici limite de genul acesta, astfel încât... probleme. Păi nu știu că vă fi generație, că mă gândesc că nu-l fi atâta de inconștienți PNL-ul și să nu ia la un moment dat o decizie mai bună pentru cetățenii din România și referitoare la copii. Și care ar fi decizia bună după noi? Păi asta trebuie să o gândiți și dumneavoastră și trebuie să o gândească în primul rând ei. Ce ați fi făcut dumneavoastră? Domnule, hai să înțelegem un lucru. Eu, în primul rând, sunt un specialist în domeniul acesta. Eu sunt un primar de un municipiu care am 2 copii acasă și care văd că trăiesc acest sentiment de izolare, cum ar veni într-o clasă, nu-l trăiesc cum trebuie. Și pe mine mă sperie lucrul acesta, fiindcă gândurile acestea poate le transmit și știți că un copil mic are de multe ori amintirile acestea neplăcute, le țin minte o perioadă lungă de timp. Dar, și este posibil... Mască. Nu de mască este vorba, domnule, am zis înainte, este vorba despre chestiunea că au un parapet în față și au niște limite. Deci copilului mic îi se pune niște limite, nu mă juca cu tine. Copilul ăla nu trebuie să face cu copilul celălalt. Nu este vorba de mască în mod deosebit. Să nu mai se închide grădinițele? Păi, domnule, ei trebuie să-și iau o măsură care să iau o măsură în care ei trebuie să fie responsabili de ea. Că dacă eu aș avea lângă mine experții care sunt în domeniul acesta, poate aș găsi o soluție. Dar momentan, eu vreau din partea guvernului care astăzi este aici, vreau să-și asume o chestiune, nu să dea responsabilitatea pe părinte, să dea responsabilitatea pe educator, să dea responsabilitatea pe director, să dea responsabilitatea pe primării. Păi cum să pui tu părintele să decidă într-o astfel de situație? Păi ce cunoștințe avem noi acest punct de vedere. Dumnezeu să știe un părinte ce se întâmplă în timp cu aceste limite care sunt puse referitoare la educarea lor. Un copil când ajunge în grădiniță pentru prima dată și este lăsat de părinte acolo, el plânge.
plânge poate o zi, două, trei, o săptămână. Domnul educator trebuie să-l ia în brațe, să-l aline, să-l potolească, să-i dea încredere. Cum poate un educator să-i dea încredere unui copil care vine acum la grădiniță și nu are voie să-l atingă? Copilul tocmai din cauza aceasta sufletească, el se atașează de educatorul pe care îl are în clasă și cu care stă, prin faptul că îl vede blând, că îl vede lângă el, că îl simte. Un copil, dacă va fi lăsat acum la grădiniță pe scaun și plânge, ce poate să facă? Alte soluții nu văd. Fie închide de tot. Dar nu suntem noi doi în măsură încât să găsim soluțiile acestea. Fie se fac teste și la cadrele medicale să se facă teste. Domnule Bran, nu suntem noi în măsură ca să găsim niște soluții, fiindcă în cauza aceea avem un guvern. Și în cauza aceea, de dat cu părerea, aș poate teste da oricine. Multe, teste nu prea și, dar ei, guvernul trebuie să decidă lucrurile acestea. Guvernul este cel, domnule, până la urmă primăria împreună cu cetățenii și împreună cu Consiliul Local hotărăște ce străzi putem să asfaltăm într-un an, că toate merită să fie asfaltate și pe toate ni le dorim să fie asfaltate. Dar în momentul în care nu ne asumăm aceste lucruri este, să știți, dureros și eu consider și îmi doresc lucrul acesta ca și cetățenii din Lupeni și din Valea Jiului să taxeze acest guvern incapabil de PNL și să taxeze acești oameni care, uitați-vă, nu dau o certitudine și o siguranță cetățenii. Ultimele 5 minute și de asta vă tot fac așa oarecum semne discrete, ca să mai putem discuta și despre școli. Rămăsesem la școli. Rămăsem la școli, într-adevăr. Aici v-am rămas atât cu un răspuns și a spus bine de cele trei, aici fiind vorba de liceu tehnologic, de școala gimnazială numărul 1, de școala numărul 3, unde la toate aceste investiții sunt la fiecare, de exemplu, liceul tehnologic are aproape 5 milioane de euro în ceea ce înseamnă investițiile care vor fi în el. Școala numărul 1 are undeva la 4,5 milioane de euro în ceea ce înseamnă investițiile. Școala numărul 3 are undeva la 2,5 milioane de euro. Și aici, la toate acestea trei, vom avea săli de sport, vom avea terenul de fotbal, vom avea dotări moderne și vom avea, în așa fel încât o să vedeți, o să rămânem impresionați de dotările care vor fi în școala respectivă, fiindcă ele sunt baza într-o școală. Dotarea și, bineînțeles, profesorul care reprezintă, să zicem așa, cireașa de pe tort, el este omul care reușește să atragă și să transmită cunoștințele pe care el le are, să le transmită copiilor, fiindcă doar printr-o chestiune de aceasta de profesionalism reușim să facem performanță și mă bucur că la Lupeni avem aceste lucruri. Pe lângă aceste trei școli, de exemplu, avem o grădiniță în cartierul Viitorului, chiar acolo lângă M1, unde lucrăm și în acest moment la acel bloc, la acea scară, la care se lucrează. Și în acest moment se lucrează la ceea ce înseamnă etajul de sus, unde va fi turnat cu beton și după care va fi închis. Sunt convins că până în iarnă, până va da prima zăpadă, această clădire va fi închisă, va fi aranjată, va fi pregătită. După care iarna se lucrează la interior și în primăvară să reușim să o băgăm în circuit. Se lucrează la școala gimnazială numărul 2, unde avem un proiect de 1,2 milioane de euro. Deci un proiect de aproximativ 5 milioane de lei în ceea ce înseamnă școala numărul 2. Mai avem, în cartierul Viitorului este o grădiniță care are 4 clase și aici am reușit să atragem o sumă de aproape 10 milioane de lei în ceea ce înseamnă dotarea ei. Vom avea un lift exterior care va fi transparent frumos, vom avea o clădire absolut nouă și pe lângă faptul acesta că în acea zonă a tineretului avem această clădire nouă, avem undeva la peste 12.000 de metri pătrați care vor fi asfaltați în tot acest cartier. Deci tot cartierul tineretului va fi reabilitat prin acest proiect. Acum suntem deja în etapa în care am semnat de mult contractul, de vreo 2 luni jumătate. Deja am început să facem pașii ca să facem achizițiile și am scos la licitație toate aceste lucrări care vor urma să fie realizate. Discutăm despre școală. Vreau să vă spun că doar la grupul școlar, pe lângă aceste lucruri de care v-am zis despre investiții, avem la CNI un teren de fotbal de 12 milioane de lei, avem o sală de sport de 180 de locuri la care deja suntem pe lista de investiții și care merge într-un ritm destul de bine. Facem eforturi, fiecare școală este cu siguranță prioritară pentru noi. Am reușit în acest mandat de 3 ani de zile să reabilităm grădinița numărul 5, să reabilităm grădinița din spate de la piață. Deci le-am făcut pe exterior, le-am aranjat astfel încât ele să fie foarte, foarte frumoase. Și liceul teoretic ne-a mai rămas, să spunem așa, care nu a fost atins, fiindcă nu a existat axă de finanțare pentru el. Dar sunt convins că acum a ieșit la mediu o linie de finanțare pe mediu, astfel încât avem voie să anvelopăm clădirea și avem voie să schimbăm ceea ce înseamnă acoperișul. Acest liceu este unul de elite până la urmă. Cu siguranță este unul din primele 3-4 din județul Hunedoara. Exact.
Deci trebuie și de el un pic ocupat. Asta nu vă face niciun fel de problemă, fiindcă școlile și spitalul și aceste lucruri reprezintă pentru mine o mare prioritate, deoarece școala este baza unei societăți și de acolo pleacă și doctorii, și zugrabii, și tâmplarii, și muncitorii necalificați, și cei calificați, și aviatorii, și doctorii, și ziariștii. Ultimele două minute, domnule primar, un mesaj acolo-i camera, vă uitați, le transmiteți lupenenilor. Mesaje, domnule Bran, am transmis de-a lungul celor 3 ani de zile foarte, foarte multe și este bine că le-am transmis și pe lângă faptul că am transmis mesaje, am reușit să fac în așa fel încât am dovedit în acești 3 ani de zile că am reușit să schimbăm fața unui municipiu. Am dovedit că și astăzi avem undeva la aproximativ 30 de șantiere care sunt în lucru. Am demonstrat prin aceste minute puține pe care le-am avut că și de acum încolo obiectivele pe care le avem sunt unele îndrăznețe și vom face în așa fel încât tot ceea ce am reușit să semnăm din punct de vedere al fondurilor europene, și aici nu este vorba despre o sumă mică, în acești 3 ani de zile, împreună cu ceea ce am semnat în această perioadă, avem o sumă undeva la 40 de milioane de euro în ce înseamnă investiții în municipiul Lupeni. Cred că este o sumă frumoasă, este o sumă mare, este o sumă care va ajunge exact acolo unde am avut marile nevoi și îmi doresc din partea cetățenilor să avem încredere în ceea ce înseamnă echipa PSD. Aici îmi doresc să facem în așa fel încât să nu mai am un consiliu local așa să zicem neprofesioniști și să nu mai avem un consiliu local care a fost contra proiectelor bune din municipiul Lupeni și îmi doresc un sprijin mare în ceea ce înseamnă consiliul local din municipiul Lupeni. Domnule primar, noi vă mulțumim până data viitoare. Vă mulțumesc și eu mult pentru invitație. Baftă acolo în treabă și la tot ce faceți. Stimați telespectatori, aceasta a fost emisiunea de azi. Vă mulțumim, rămâneți cu Capital TV. La revedere!